Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la Matinal pe Roți. Astăzi vreau să mergem în Mureș, unde putem vedea animale și insecte unice în România, să vedem exact unde. Secția de Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș a fost aglomerată în prima zi de Școala Verde. Peste 1000 de copii au admirat animale și insecte unice în țara noastră, vorbim despre scheletul rinocerului lânos, gândacul Goliat, una dintre cele mai mari insecte din lume, o colecție spectaculoasă de insecte exotice și ultimii dinozauri din Transilvania. Nici plantele nu au fost neglijate în secția de Științele Naturii, găsim aici o seră cu plante exotice, o grădină senzorială cu plante aromatice și alei terapeutice pentru experimentarea atenție a terapiei mersului de sculț pe diferite suprafețe. Așadar, Muzeul Județean din Mureș, un loc pentru toate vârstele. Dacă nu aveți planuri de weekend, vă invit să-l vizitați. Între timp, noi mergem mai departe. Aplicația TikTok Lite ar putea fi interzisă în Europa începând de mâine din cauza riscului de dependență, mai ales în rândul copiilor. Comisia Europeană anchetează funcția rețelei de socializare care recompensează utilizatorii pentru vizualizarea și aprecierea videoclipurilor. Punctele astfel obținute pot fi transformate în vouchere Amazon și moneda digitală proprie a TikTok. Comisia Europeană consideră că acest mecanism poate afecta grav sănătatea mentală a utilizatorilor. Astăzi este ultima zi în care compania ByteDance poate prezenta argumente favorabile pentru TikTok. Urmărim și noi subiectul să vedem exact ce se va întâmpla cu această aplicație. Și mergem mai departe cu veștile din sport, un sport al minții de data aceasta, este vorba despre șah. Turneul candidaților de la Toronto a fost câștigat de un adolescent indian în vârstă de numai 17 ani. Gukesh Domaraju este cel mai tânăr jucător de șah care a reușit asemenea performanță. El va avea ocazia să-l înfrunte pe actualul numărul 1 mondial, chinezul Ding Liren, la campionatul mondial de șah din acest an. Dacă va reuși să învingă, șahistul indian va oferi un moment istoric, doborând recordul lui Garry Kasparov pentru cel mai tânăr campion mondial la șah. Îi urăm mult noroc și am ajuns la calendarul zilei de astăzi. Să vedem ce s-a mai întâmplat prin istorie pe 24 aprilie. În anul 1434 avem prima atestare documentară a funcției de spătar la Curtea Moldovei. Să vedem cu ce se ocupa un spătar la acea vreme. Spătarul era un înalt demnitar care purta la vestivități sabia și buzduganul domnului. Sărim tocmai în anul 1942, când se naște actrița și cântăreața americană Barbara Streisand. Este una dintre puținele artiste care au câștigat toate cele patru mari premii americane, vorbind despre Emmy, Grammy, Oscar și Tony, obținând astfel un titlu onorific EGOT. Numai 19 artiști au reușit această performanță în cei 40 de ani de la apariția distincției EGOT. EGOT ce înseamnă? Emmy, Grammy, Oscar și Tony. La 1952 se naște designerul de modă Jean-Paul Gaultier. Gaultier nu a luat niciodată lecții de design vestimentar, dar a început să trimită schițe la faimoși stiliști de la o vârstă destul de fragedă. Pierre Cardin a fost impresionat de talentul lui și l-a angajat ca asistent la 18 ani. În anul 1990 este lansat telescopul spațial Hubble, singurul telescop conceput pentru a fi întreținut în spațiu de către astronauți. Este poziționat în afara atmosferei terestre, ceea ce îi conferă avantaje semnificative față de cele de pe Pământ. Și în 2001 se desfășoară gala Hagi, marcând retragerea lui Gică Hagi, unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine tot aici. Eu vă doresc o zi ușoară în continuare.